Iată-vă din nou miezul unui festival important, unui festival important prin greutatea lui estetică, cel puțin eu așa îl percep, cu o expoziție, doamnă Mihaela Marin. O expoziție tematică, strictă. Cum v-ați descurcat între rigoarea temei și probabil fluviul de sugestii care v-au venit în clipa în care ați aflat care este tema? N-a fost o problemă pentru că subiectul e foarte ofertant, mai ales pentru fotografia de teatru, în esență e mișcare, e comunicare prin gesturi, prin mimică. Singura problemă a fost să mă hotărăsc din multele fotografii pe care le aveam să aleg câteva, pentru că aveam foarte multe care mi-erau dragi și a fost greu să las deoparte anumite fotografii, să le aleg pe celelalte. E o temă foarte frumoasă și aveam material. Am căutat să aibă legătură și cu festivalul, deci sunt o serie de fotografii care le-am făcut chiar în festivalul Interferențe acum 4 ani și acum 2 ani și m-am bucurat foarte tare pentru că am putut să le arăt. De multe ori fac fotografii și sunt mai puțin văzute și îmi pare rău pentru că bucuria e să împărtășești și să bucur și pe ceilalți cu ce ai făcut. Și deci a fost o mare bucurie când mi-au dat tema și când m-au invitat la festival. Sunt în această expoziție, zic eu, una dintre cele mai fericite pe care le-ați avut, pentru că are un spațiu larg pe tot foaierul de la etaj al teatrului, care este și locul de regrupare al tuturor, să nu zic bar, adică unde toată lumea trece, unde se petrec întâlnirile importante între creatori și public și iubitorii de teatru pe timpul festivalului, dar se știe și în general aici la Teatrul Maghiar din Cluj, acela este un loc viu, este inima teatrului într-un fel. Aveți, spun deci, în acest spațiu generos, mai multe tipuri, ca să spun așa, de a prezenta fotografiile. A fost în mod programatic, adică ați dorit acest lucru, nu știu, și în felul acesta să intre într-un dialog. Am fost la începutul octombrie aici și am văzut spațiul, deci am gândit-o puțin înainte expoziția și spațiul este foarte frumos, foarte viu. De obicei expozițiile sunt pe pereți albi, ies într-un fel în evidență, dar aici a trebuit să regândesc spațiul pentru că era puțin diferit de cu ce suntem noi obișnuiți pentru expoziție. Deci a fost pregătită și gândită dinainte expoziția, știam când m-am pregătit-o, am făcut fotografiile și m-am gândit exact la acest spațiu. În expoziție sunt și câteva fotografii din spectacolele Teatrului Maghiar, dar nu numai. Cum le-ați prezenta așa în câteva cuvinte? Cum ați prezenta conținutul acestei expoziții în câteva cuvinte? Da, am ales, deci în afară de fotografiile care au fost făcute în festivaluri aici, am ales și câteva legate de Teatrul Maghiar. Eu am mai colaborat cu Teatrul Maghiar și e o mare plăcere să mă întorc aici pentru că îi iubesc pe actori și mă simt foarte bine ca acasă, deși suntem departe. Am avut ocazia să lucrez aici cu Dragoș Gargociu când am făcut un spectacol aici cu domnul Andrei Șerban, când am venit special pentru Unchiul Vania și pentru Strigăte și Șoapte. A pus în scenă mai multe spectacole aici. Am lucrat și cu domnul Tompa și fotografiile astea m-am bucurat că am putut să le pun în expoziție pentru că sunt convinsă că le-a făcut plăcere și celor de aici, din teatru, actorilor care îmi sunt foarte dragi, o trupă foarte bună. Doamna Mihaela Marin, în general, expozițiile de fotografie pe care le-ați făcut sunt în festivaluri, dar nu mergeți oriunde în festivaluri. E important pentru dumneavoastră locul unde organizați o expoziție? Da, e important unde, dar întotdeauna când am fost invitat, am dat curs invitației, deci nu am preferat
cerințe. Cred că se poate face expoziție oriunde. Problemele de multe ori pentru expoziție sunt probleme financiare, sunt altfel de probleme, pentru că, într-adevăr, nu e simplu. Există niște costuri și, din păcate, ne împiedicăm de aceste probleme. Nu, n-am refuzat niciodată când am fost invitată să fac expoziții. A câta expoziție este, ca să spunem așa, cu fotografia? Am avut multe. Bun, în festivalul de Hasibeu am fiecare an, de când colaborez cu ei, cred că 4-5 ani, când am lansat prima carte, Dorian Gray, am avut expoziția cu Dorian Gray, care s-a plimbat un pic, a fost în institutul și a fost chiar și în alte orașe. Am fost la Paris, la New York, la Roma, da? La Veneția, adică a fost puțin plimbată și am lansat cartea și am avut expoziție la Paris, am avut expoziție la Avignon. Câteodată îmi lipsește timpul pentru că lucrez singură de obicei și multă lume nu știe, dar există o muncă și acasă, în fața calculatorului. Și la un festival munca e destul de complicată, că seara când se termină spectacolele, există munca de acasă, când descarc fotografiile, le aleg, le pregătesc, să le dau presei, să le dau și pentru expoziție. Fotografiile se aleg, se pregătesc un pic pentru a fi făcute la laborator. Deci e o muncă și care mi-a foarte mult timp. Sunt chemată și de obicei în vară, clipă. Da, în ultima clipă, și sunt perioade când teatrele în vară sunt închise și nu prea se întâmplă nimic, și altă dată când sunt premiere și festivaluri care se suprapun și deci e în salturi așa un pic și de multe ori site-ul și rămân în urmă. Mă gândesc că ar trebui să ajung la zi și chiar mai am o altă problemă asta. Nu știu dacă, dar mă bucur că va veni, așa am o ocazie să vorbesc despre asta. Mă gândesc că aceste fotografii pe care le-am strâns deja sunt 11-12 ani, tot mi se pare că ieri s-au întâmplat toate, s-au strâns foarte multe fotografii și mi-aș dori să găsesc undeva un loc unde să le pot lăsa. Chiar în momentul în care, să zicem, că nu voi mai fi aici ca să le dau și unde să poată fi accesate, unde să rămână, pentru că e o perioadă din teatrul românesc și din internațional, că datorită festivalului am apucat să fac și fotografii la alte spectacole, la regizori străini și trupe străine, unde să rămână, unde să nu se piardă, să poată fi văzute și peste niște ani, pentru că știți foarte bine că teatru dispare, piesele de teatru nu se mai joacă și ce rămâne în urmă sunt câteva fotografii, eventual câteva momente filmate și e păcat, sunt lucruri frumoase care mi-aș dori să le vadă și copiii noștri și, mă rog, și nepoții. Dar deocamdată nu știu dacă există o bază de date, o bibliotecă pentru așa ceva, o bibliotecă pentru fotografii digitale sau... Și tare aș vrea să fac ceva în sensul ăsta, chiar am vorbit și cu alți fotografi și cred că ar fi foarte bine dacă s-ar găsi, nu știu, poate da, aveți vreo idee la facultate sau la Ministerul Culturii sau unde să facă o bază de date pentru fotografie. Deci inițiativa există, ar trebui un manager care să gestioneze toată problema asta. Deci, de fapt, vorbim despre arhivă, despre păstrarea memoriei teatrului. Da. Înainte de a exista aceste posibilități uriașe care s-au deschis prin fotografia digitală. Problema arhivei teatrelor ținea de secretariatele literare, a fost întotdeauna o problemă. Când s-a făcut trecerea renunțându-se la hârtie, s-au întâmplat chiar niște drame în teatre, s-au pierdut lucruri și prin ceea ce ne spuneți, iată, nici cu digitalul ăsta nu suntem atât de siguri dacă nu gândim chiar, bine ce facem. Chiar e o problemă pentru că, nu știu dacă multă lume știe, DVD-urile CD-urile în timp se degradează. La fel se poate întâmpla și cu stocarea pe memorii, pe memorii mobile sau pe servere și serverele se strică. Deci eu la mine sunt stocate pe mai multe servere, ca să fiu sigură că... Deci mai multe copii? Da, pentru că se poate întâmpla să se strice și să pot recupera sau nu în momentul acela. Deci ar fi o problemă, dar trebuie găsit o soluție. Eu știu că m-am pus pe gânduri faptul că Doina Levința, când a avut expoziția în cadrul festivalului din expoziția București,
Bun, din momentul în care eu am început să fac fotografie, nu era o problemă, le aveam și am ajutat-o. Chiar am încercat și am reușit să-i scanez câteva fotografii. E trist când, din urmă, abia a reușit să strângă câteva fotografii, de multe ori scanate după fotografii foarte mici. Și e păcat. Calitatea... Adică, da, și sunt spectacole extraordinare despre care vorbești, dar nu mai ai mare lucru să arăți. Și e foarte păcat. Când se făcea Dalai Carnavalului, mi-am adus aminte de spectacolul în care juca Caragiu și am căutat pe internet, n-am găsit absolut nimic decât câteva vorbe și atât, și e mare păcat. Deci, încă o dată vorbim despre memorie, despre memoria teatrului. Doamna Mihaela Marin, ați spus o frază, nici nu m-am gândit, sunteți probabil de puțină vreme în raport cu alții sau comparându-vă cu alții în teatru, dar prezența dumneavoastră este atât de pregnantă, atât de personală, încât nici nu mi-am dat seama că timpul acesta este scurt. Și m-a șocat o mărturisire pe care ați făcut-o. Ați spus acum 12 ani, deci noi vorbim în 2014, acum 12 ani când luam lecții sau făceam lecții de școala de fotografie. Aici aș vrea să vă duc la începuturi, la momentul în care v-ați îndreptat către fotografia de teatru și de ce, că nu erați la vârsta adolescenței. Nu. Da, la bază sunt inginer, deci am făcut Politehnica. Ani de zile nu m-am gândit că aș putea să fac fotografie. Era așa o plăcere. Nu m-am gândit serios. Și, bun, am fost mamă și acum 12 ani o prietenă de-a mea m-a întrebat la un moment dat, dar de ce nu te gândești să faci fotografie? Faci o școală și să devii profesionist. M-a pus pe gânduri. Deja era un moment mai liniștit, lucrurile să liniștească. Cu solicitările familiare, da? Și atunci, bun, nu mă gândeam la fotografia de teatru, mă gândeam așa, la fotografie în general. Pe vremea aia am început să fac câteva cursuri cu Eugen Ciocan, care m-a învățat lucruri tehnice la ideea de fotografie și despre arte vizuale. Și după care am simțit că vreau să învăț mai mult și mi-am dat seama că am multe de învățat și în momentul acela am căutat o școală în București. Nu prea erau variante la momentul respectiv. Acum înțeleg că au început să apară școli și m-am hotărât să plec la Paris la o școală. Am găsit-o pe internet. Am plecat, toată lumea a zis că e o nebunie, că e un moft, dar eu îmi doream foarte tare să fac școala. Și am stat un an de zile, da. Întâi am făcut niște cursuri scurte la prima școală, dar era o școală mai mult pentru, să zicem, turiști străini. Și între timp acolo am aflat de o altă școală, și din septembrie, da, care era recunoscută de statul francez. Și am început cursurile din septembrie, a fost un an, era foarte concentrată, să lucra foarte intens, deci lucram inclusiv sâmbăta și aveam 3 teme pe săptămână. Sâmbăta după amiaza și duminica fugeam pe străzi să facem temele. A fost extraordinar de interesant că era o școală foarte bună care te pregătea pentru orice domeniu. Sunt domenii atât de multe. La fotograf poți să te îndrepți în atâtea direcții, dar cred eu că nu poți să le faci pe toate foarte bine. Adică trebuie să te hotărăști la unul. Norocul a fost, fiind la Paris, am întâlnit-o pe Ioana Crăciunescu. Spuneam atunci, l-am cunoscut și pe George Banu și pe domnul Vasile Șirli. Erau prieteni cu Ioana. Și Ioana avea o premieră, m-a întrebat dacă... Deci prima dată când ne-am întâlnit a fost așa un fel de... Bine, e o persoană foarte comunicativă, da, și da, caldă. Da, și ne-am înțeles foarte bine și s-a uitat la mine și m-a întrebat, nu vrei să încerci să faci fotografii? Aveam premieră, ai putea să faci fotografii? Și am fost încântată, bineînțeles. Și m-am îndrăgostit. Bine, mie îmi plăcea foarte mult teatru oricum, dar nu mă gândisem că aș putea să merg în domeniul ăsta. Ba chiar la sfârșitul școlii am vrut să fac tema de final. Dădeam un examen și aveam o temă la absolvire, m-am gândit să fac fotografie de teatru și țin minte că am fost puțin dezamăgită că directorul școlii mi-a zis, care era tânăr, mi-a zis fotografie de teatru, nu, asta nu e o temă, nu, găsește-ți altceva. Și atunci am ales o altă temă, dar deja microbul era.
Și după aceea am avut norocul că după școală am fost la Avignon, Ioana Crăciunescu juca într-o piesă în Pescărușu și am fost cu ea, am stat acolo o săptămână. Întâmplarea fericită, dar cred că în viață nimic nu e întâmplător. A apărut Doina Levința, care făcuse costumele și a văzut fotografiile mele. Și peste câteva luni au început repetițiile la Dorian Gray, la Teatru Odeon. Între timp am avut ocazia să fac câteva fotografii și pentru Răzvan Mazilu, pentru o revistă. Și amândoi m-au recomandat pentru fotografiile de la piesa Dorian Gray. Și norocul a fost că piesa era foarte ofertantă, era minunată. Deci cam asta a fost. Deci sunt niște mici întâmplări, mici, să zicem noroc, nu știu. Noroc, destin, lucruri care cu siguranță erau în dumneavoastră, dar dacă ne gândim la acest Dorian Gray, care este punctul zero al fotografului Mihaela Marin, iarăși ar fi chiar interesant de comentat, nu? E vorba de o piesă unde în centru este imaginea care se schimbă și oricum este interesant și a fost acel album, ați reușit să-l faceți. Da, de unde mi se trag. Da. Dar cu siguranță, repet, în sufletul dumneavoastră este ceva artist, pentru că fotografiile pe care le faceți, s-a spus și au spus-o oamenii a căror părere și a căror apreciere are multă greutate, să vorbim doar de domnul George Banu, care iată a prezentat și expoziția de aici. Fotografiile dumneavoastră sunt din seria de fotografii artistice, le-am putea spune poetice, s-a spus la un moment dat. De multe ori mi se reproșează că sunt prea personale. Da, că poate nu reflectă neapărat realitatea, că sunt mai mult decât, nu știu. Probabil că eu caut întotdeauna ce-i frumos și că mă întrebau de unde vine, cum de apar fotografiile astea așa, și probabil că din dragostea și pentru teatru și pentru fotografie și s-au îmbinat frumos. Și cineva îmi spunea, probabil că am un îngeraș care îmi spune când s-a pus pe buton, mi s-a părut foarte frumos și da, probabil e ceva instinctiv. Până la urmă nu m-am gândit niciodată cum reușesc să fac fotografiile astea, pur și simplu nu știu. Deci iată, poate și asta este un argument a ceea ce spuneam, că sunteți un artist în dărătul camerei. Sunt un ochi și un suflet de artist. Da, m-am amuzat foarte tare de curând. Am descoperit un mare fotograf de origine brazilian, care acum am înțeles că trăiește în Franța. Am văzut o expoziție absolut superbă, Sebastiano Salgado. Și întâmplător de curând am văzut pe internet un interviu în care povestea cum s-a apucat ieri de fotografie. Probabil că e și întâmplarea, dar și faptul că în momentul în care ai o revelație, ți se întâmplă ceva, te duci mai departe. El povestea că s-a apucat întâmplător de fotografie când soția, care făcea cursuri de arhitectură, a fost obligată să-și cumpere un aparat de fotografiat pentru că avea niște teme la facultate și că în momentul în care a pus aparatul la ochi, a avut o revelație. El între timp făcuse studii economice și chiar îi se oferea un post extraordinar să fie asistentul ministrului de comerț sau de ceva de genul ăsta. A renunțat la treaba asta, a renunțat la postul pe care l-avea în momentul respectiv ca să facă fotografie. Tot așa era întrebat cum deși a dat seama și a zis probabil că sunt foarte mulți oameni care au talent și probabil că sunt foarte mulți fotografi care conduc tractorul sau sunt medici, care nu și-au descoperit niciodată sau chiar dacă au avut impresia că, adică nu s-au gândit niciodată că ar putea să urmeze drumul ăsta și să facă un sacrificiu, să riște, să schimbe tot. Da, probabil că așa e. S-ar putea să fie mulți oameni cu talent pentru fotografie sau pentru altceva și care nu și-au dat seama sau n-au avut curajul să caute mai departe. Chiar din ceea ce ne spuneați, stat, prelucrat, ales, nu e chiar așa ușor. Dincolo de momentul acela frumos al inspirației, vine munca. Da, și e și o muncă, o muncă de birou, să-i zicem. Nu mai vorbesc de ce înseamnă o carte. Toată lumea crede că e suficient să ai fotografiile, să le paginezi și foarte repede iese o carte. Nu, e o muncă adevărată.
frumoasă și migăloasă și, și cu riscuri. Riscuri ca la tipografie să nu iasă culorile sau să, să întâmple ceva și să nu iasă bine. Deci ai emoții până în ultimul moment când iei cartea în mână și te uiți la ea să vezi cum a ieșit. Ați spus carte, deja am pomenit albumul la spectacolul portretului Dorian Gray, regia Dragoș Galgoțiu, Teatrul Odeon cu Răzvan Mazilu, un spectacol de referință, cu adevărat de referință în teatrul românesc contemporan. Nu este singurul album pe care l-ați făcut, mai sunt câteva. Cu Dragoș am făcut două albume și Hamlet Mașină, unde am un text foarte frumos scris de domnul Banu, care a făcut textul pe fotografii chiar, cu referire la fotografie. După aceea mai e frumosul album care a ieșit, adică a fost o bucurie când la Sibiu m-au rugat să fac un album despre Faust, care este iarăși un spectacol extraordinar și foarte ofertant. Mai e cartea pe care am făcut-o cu domnul Andrei Șerban, care e puțin diferită, nu este vorba de un singur spectacol, pentru că cele trei albume erau făcute cu fotografii de numai dintr-un singur spectacol. Este un album în care sunt fotografii din 5 spectacole. Dânsul a stat lângă mine, e cu tot o altă abordare, deci de unde primele trei albume erau despre un spectacol și am fost de nenumărat ori, adică nu mai știu de câte ori am fost și am căutat, îmi făcea plăcere și de fiecare dată când vedeam spectacolul și făceam fotografii, descopeream alte lucruri. Deci sunt două lucruri diferite, două abordări diferite. Dincolo sunt 5 spectacole, chiar e unul, 3 surori, spectacolul făcut la teatru din Budapesta și pe care l-am văzut o singură dată, atunci am făcut fotografiile. Și este în album, sunt fotografiile făcute în festival și dânsul a stat lângă mine și am lucrat la el cel mai mult, vreo 9 luni de zile, pentru că știa exact ce vrea de la fiecare spectacol, ce vrea să arate și acum mai am în lucru, nu știu când va ieși, mai e de prelucrare și un album cu fotografii din opera, că întâmplător am ajuns să fac fotografii și la operă. Ba chiar am lucrat la Bastille, la opera din Bastille din Paris. Domnul Andrei Șerban a făcut câteva spectacole acolo și la câteva am fost invitată și la unul dintre spectacole chiar am lucrat pentru opera la Lucia, am făcut fotografii pentru opera din Paris și am redescoperit opera, într-adevăr. E cu totul altceva. Drept să spun, prefer să fac fotografii la teatru, dar este ofertantă și opera pentru că sunt decoruri foarte frumoase, mai bogate decât la teatru și e diferită. Opera nu mai e ce știam eu din tinerețe când mă ducea mama la operă, cântăriții stăteau pe scenă, nu se mișcau și cântau. Nu, aici e diferită, a devenit mult mai dinamică și actorii cântă, se mișcă, începe să se apropie puțin de teatru. Vorbeam de caracterizările care vi s-au făcut și mă întorc iarăși la domnul George Banu, care spunea că Mihaela Marin poate fi asemuită cu fotograful lui Streller sau cu fotograful lui Antoine Vitez, dacă ar fi să vă ziceți dumneavoastră. Nu cred, pentru că, bun, sunt foarte dragi. Dragoș, cred că nu voi rata niciodată un spectacol. El mă cheamă de fiecare dată înainte de premieră și e foarte fericit să-mi spună că știi, am început o altă piesă și mă întreabă, vii? Și zic, bineînțeles că vin. Iubesc foarte tare și pe Silviu Purcărete și pe Andrei Șerban și nu cred că aș putea să fiu fotograful unui singur regizor. Îmi place teatru, îmi place și apreciez foarte tare pe toți și cred că n-aș putea. E foarte tentant să vezi ce se întâmplă mai departe. Și nu cred că la noi e posibil. Plus că sunt foarte puțin fotograf de teatru și atunci sunt chemat în foarte multe părți și nu pot să refuz. Vă ies fotografiile mai frumoase atunci când vă place spectacolul? Da. Bun, câteva fotografii așa, gen reportaj, pot să fac oricând, dar într-adevăr se vede, cred că se vede și din fotografiile mele ce spectacol mi-a plăcut foarte mult și care mi-a plăcut mai puțin. Ca să încheiem, ne întoarcem de unde am plecat, la Festivalul Interferențe, un festival
complex, un festival foarte interesant. Din câte reprezint eu, din cele citite Edimburgul, cred că este un mini Edimburg, adică avem aici și teatru și muzică și, iată, expoziții de fotografie și de artă plastică și așa mai departe. Deci ne întoarcem în cadrul acestui festival și vreau să spun, cu permisiunea dumneavoastră, că am stat foarte aproape la prima reprezentație. Era un spectacol al teatrului Schaubühne din Berlin și am văzut tristețea fotografului că nu poate fotografia. Cum este să trăiești așa ceva și dacă foarte vi s-a greu întâmplat? Foarte greu. Foarte greu. Deci aproape că nu mai pot să merg la teatru fără să am aparatul în mână și eventual să-l văd prin obiectiv. Dar am avut bucuria ca până la urmă să fiu lăsată să fac fotografii. Nu e întâmplător. Deci am avut două fotografii din un alt spectacol al domnului Ostermeier, Hamletul, făcute tot așa. Deci dânsul de obicei lasă, de fapt așa se obișnuiește, ca presa să nu intre decât la repetiții. Și în București, când am fost și am făcut fotografie, era la o repetiție generală, o jumătate de oră, dar am ales două fotografii din acea repetiție și le aveam în expoziție. Norocul a fost că au fost și două spectacole. Aici sunt și în expoziția asta, interferențe. Da, 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 în interferențe. Asta, și da. După tristețea mea din prima zi, a văzut fotografiile și se pare că l-am convins. Mi-a dat voie să fotografiez a doua seară. Am făcut până la urmă fotografii. Același lucru mi s-a întâmplat cu domnul Barba la Sibiu acum câțiva ani. Tot așa, aveam o expoziție și în prima zi mi s-a spus că nu se pot face fotografii, după care am avut norocul și cu actorii dânsului care au văzut fotografiile în expoziție și în seara, prima seară, când mă întorceam la hotel, am urcat cu unul din actorii în lift și m-a întrebat, sunt fotografiile tale? Zic, da, și sunt foarte tristă că nu am voie să fac fotografii. Și a doua zi m-a chemat domnul Barba și mi-a zis, vrei să faci fotografii? Zice, dar nu deranjezi spectacolul, nu faci gomot. Înțeleg, adevărul e că probabil că cei de lângă mine sunt poate deranjați un pic atunci când fac fotografii. Eu am mare grijă să nu fac când e liniște. Acum sunt fericită că a apărut un aparat care nu face zgomot, nu mai face zgomotul care le făceau celelalte. De fapt, s-aude oglinda care se ridică și țac-țacul acela era. Tehnica avansează. Înainte aveam o cutie care prelua zgomotul, dar era destul de complicat că nu mai puteam în timpul spectacolului să reglez aparatul, nu mai aveam acces la aparat, luminile se schimbă, e destul de complicat. Acum ai acest aparat și deranjez mai puțin, dar înțeleg că fiecare creator își apără opera, deci regizorul e normal să-și dorească ca spectatorii să nu fie deranjați și e, de multe ori e dificil. Da, iată, este o meserie care are riscurile și greutățile ei și este cu siguranță, în ceea ce vă privește, o mare pasiune. Da, mi-aduc aminte că foarte bună era școala aceasta pentru că te învățau, trebuia să te descurci cu ce ai. Chiar ne învățau, dacă nu avem bani, ne cumpărăm un trepied sau nu-l avem la îndemână, cu o punguță, cu orez, pusă pe cutia de gunoi care o găsești în, sau orice, să poate, te poți adapta, poți să găsești lucruri. Și mi s-a spus la un moment dat, nu interesează pe nimeni că în momentul în care ai vrut tu să faci fotografia, a trecut cineva prin față sau subiectul a întors capul sau eu știu ce s-a întâmplat. Nu contează. Ce important e ce rămâne. Important e fotografia. Nu scrie dedesubt. N-am avut condiții să o fac mai bine. Asta e una din lecțiile pe care trebuie să o învețe un fotograf. Trebuie să te descurci. Nu contează cum. Important e rezultatul și ce rămâne. Nu interesează pe nimeni ce probleme ai avut și ce greutăți ai avut. Și la teatru trebuie să te descurci, să ai un loc bun, un unghi bun. Nu contează că n-ai avut loc, că n-a fost bună lumina. Sau că nu te-a lăsat regizorul. Nu interesează pe nimeni. Deci asta face parte din munca unui fotograf. Ce este fotografia? Ce este ceea ce faceți acum? Ce este munca, pasiunea, lucrul minunat
format pentru că numai minunății ne oferiți prin expoziții. Și e bucuria mea. Sinceră să fiu, pot să spun că m-am gândit la un moment dat că aș putea să mă retrag întâmplător. Sunt și bunică și m-am gândit la un moment dat că aș putea să petrec mai mult timp cu copilul, foarte drăguță și drăgălașă și mi-e tare dragă, după care mi-am dat seama că nu pot să renunț la ceea ce fac, pentru că m-aș schimba eu ca persoană. Cred că aș deveni un om mai închis, mai morocănos și n-ar fi niciun câștig pentru nimeni în jurul meu. Cred că e viața mea la ora actuală și nu pot să renunț la fotografie, că ar fi mult prea trist. Vă mulțumesc și vă dorim să aveți o viață cât mai frumoasă, cât mai lungă, spre bucuria dumneavoastră și să ne bucurați și pe noi toți.